Hei prieteni, am primit un subiect interesant de la Matei și pentru prima dată am zburat până la Oradea să aflu cât mai multe răspunsuri de la Ilie Ilea, care conduce o companie foarte mare de transporturi, Marvicon. Ești pregătit să aflăm mai multe despre tirul și meseria de șofer? Dacă da, atunci hai să zburăm! Istoria tirurilor este una foarte vastă și foarte frumoasă. Se crede că primul camion a apărut accidental în 1895 datorită experimentelor cu motoare făcute de Daimler și Maybach. Aceștia au decis să verifice dacă noul lor motor ar putea conduce o mașină foarte grea și să vadă ce viteză ar putea dezvolta o astfel de mașină. Autocamionul a devenit popular ca vehicul pentru transportul de marfă în comun, dar structura lui evoluează în anii 1920. Autocamioanele cu cabină avansată din Europa, unde șoferul stă adesea în față sau deasupra motorului și a roților din față, sunt un model popular european. Aceste tipuri de camioane sunt răspândite adesea în Europa, în timp ce în America de Nord și Australia, șoferul stă în spatele motorului și a roților din față, botul autovehiculului ieșind în față. Trebuie să spun că denumirea de tir, care ne-a intrat în vocabular și o folosim de fiecare dată când vedem un camion, vine de la transport internațional rutier, fiind un camion de mare tonaj. Meseria de șofer profesionist este foarte solicitantă, de aceea aceștia trebuie să rămână în formă atât fizică cât și mentală bună. O alimentație sănătoasă și un program regulat de exerciții fizice îi vor ajuta să se simtă mult mai bine. Uite, 4 sfaturi pe care șoferii de tir trebuie să le respecte când pleacă în cursă. 1. Își verifică de fiecare dată camionul după ce a parcat. După ce a oprit în parcare, verifică dacă nu a uitat semnalizarea aprinsă, dacă marfa este bine fixată, dacă ușile au fost bine închise, nu strică niciodată să fii precaut. 2. În trafic, păstrează o distanță de siguranță generoasă față de autovehiculul din față, asta îi va permite să frâneze în timp util pentru a evita coliziunile. Cu cât încărcătura este mai grea, cu atât și distanța necesară pentru oprirea tirului va fi mai mare. 3. Are grijă atunci când încarcă tirul. Cu cât marfa este distribuită mai bine, cu atât evită eventualele accidente și micșorează consumul de carburant. 4. Aceștia trebuie să comunice bine cu dispecerul și cu colegii. O carieră de succes și de durată ca șofer de tir depinde foarte mult de un condus curat și de niște bune abilități de comunicare, care în timp creează o imagine profesionistă foarte bună. Dar pe lângă sfaturile de mai sus, au și responsabilități în trafic față de compania la care au fost angajați sau față de pietonii și față de ceilalți participanți în trafic. Șoferii de tir au responsabilitatea de a conduce într-o manieră responsabilă pentru a contribui la sporirea siguranței circulației și la prevenirea accidentelor. Ilie, poți să spun Ilie, da? Ai știut de când erai mic că te vei ocupa de transportul de camioane? De mic copil mi-au plăcut mașinile. Tatăl meu a fost șofer pe camion și mă luau cu el în vacanțe. Și asta m-a făcut să-mi doresc să ajung la un moment dat să conduc un camion și să văd lumea de la volanul unui camion. Și după ce am crescut și am putut alege, am ales să mă înscriu la școala de șoferi profesioniști. Și așa am început să ajung să conduc un camion și apoi în timp am trecut de partea cealaltă să coordonez șoferi și chiar o firmă de transport în final. Cum ți-ai dat seama că asta vrei să faci cu viața ta? Plimbările pe care le făceam cu tatăl meu mi-au plăcut foarte mult și m-a fascinat întotdeauna peisajele pe care le vedeam, localitățile prin care treceam, locurile. Am umblat cu el foarte mult prin țară și am știut că îmi doresc să văd lumea. Și acesta a fost unul dintre motivele principale pentru care am dorit să ajung la un moment dat să conduc un camion și să văd lumea de la volanul unui camion. E greu să fii șef? Nu este ușor, este o provocare zilnică în care trebuie să coordonez o echipă diferită, diversă, în care fiecare este altfel, trebuie să-l înțelegi pe fiecare, trebuie să-l asculți pe fiecare și trebuie să găsești soluție la toate problemele care apar, în așa fel încât lumea să fie mulțumită,
să aibă încredere și să-și poată desfășura activitatea în condiții cât mai bune și cu rezultate cât mai bune. Cum ai reușit să fii bun în afacerea ta? Dând încredere colegilor, încurajând pe fiecare să ia decizii, să nu aștepte și să găsească întotdeauna o soluție la problema cu care se confruntă, dar cred că asta aduce rezultate, încrederea în echipă și libertatea fiecăruia de a lua decizii și de a găsi soluția de care are nevoie pe moment. Care este cea mai mare realizare în afacerea ta? Cred că cea mai mare realizare este echipa pe care o avem și pe care o conduc. Sunt mândru de toți colegii mei și mă bucur că i-am găsit pe fiecare. Am stat de vorbă cu fiecare atunci când au început colaborarea cu noi și avem deja colegi care sunt chiar de la începutul, de la înființarea companiei, sunt alături de noi și cred că aceasta este, din punctul meu de vedere, o realizare foarte mare și foarte importantă. O echipă stabilă, o echipă dedicată și care face lucrurile să funcționeze. Cum faci să te aprecieze angajații tăi? Fiind corect cu fiecare, transparent, flexibil, atunci când este ceva de spus, spun. Discutăm, avem întotdeauna, sunt deschis, ușa la mine la birou este deschisă tot timpul. Oricine poate să vină în birou să discutăm, să rezolvăm o problemă dacă apare sau o situație în care colegii au nevoie de un sfat sau de o îndrumare. Aici cred că asta este satisfacția mea de a fi deschis, de a vedea că oamenii au încredere și fiecare este să simte liber în ceea ce face sau în munca lui, în deciziile pe care le ia, în activitatea pe care o desfășoară. Dragilor, acesta a fost episodul de astăzi. Eu am fost Little Edu și ca de fiecare dată am zburat. Ne revedem data viitoare și nu uita de un like, share și subscribe.